Eu mi-am amintesc astăzi, iată, mi-am amintesc la una din nunțele de la Chișinău. Mă întâlnesc cu rectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, domnul Nicolae Chicuș. E de la nuntă, omul leger, ce are de făcut? Eu îl întreb, domn rector, ce mai faceți? La care rectorul zice că, domn Nicolae, vreau să vă spun că mi-am căsătorit copiii, am și vreo 3 nepoți. Zic, frumos, domn rector, este o realizare în viața unui om. La care eu zic, da, vreau să zic și eu am 3. La care el stă puțin, zic, da, dar nu am nicio nepoțică, domn Nicolae, nu am nicio nepoțică. Zic, o să vezi, domn rector, deocamdată nici eu nu am nicio nepoțică. La care el s-a gândit că eu fac glume pe seama asta. Ei, de acum, dumneata, glumiești? Zic, nu glumiești, domn rector, uitați-vă ce interesantă situația asta. Dumneata, ai 2 fete și eu am 2. Ai 3 nepoți, eu am 3. Nu ai nicio nepoțică, nici eu nu am deocamdată, dar o să avem. La care el stă să uită așa la mine. Dar ce-ar fi dacă ați face un cântec care să se numească Nepoței Bunieloare? Poate ne dă Domnul să avem și o nepoțică. Ei, dar la un pahar de cinste, la un pahar de vorbe, și nu promite omul? Zic, facem, domn rector, facem un cântec Nepoței Bunieloare. Vine a doua zi acasă, parcă obligat să facă un cântec. Trece o zi, trece 2, trece o săptămână, trec 2, nu-mi vine cântecul. Și într-o bună zi și înseamnă puterea și voia Domnului. Parcă cineva mi-a pus melodia așa în memorie, m-am așezat în jur, am fixat-o. De tare ce vroiam să fac un cântec, am făcut și primele pe 2 rânduri. Dar nepoței bunieloare și-ai mândru ca te-ai un floare și-ar fi mândru viața toată de-ar avea și o nepoată. E extraordinar, parcă am prins aripi, vin într-un suflet acasă, zic, nevastă tăt este. Și melodie și chiar și începutul cânticului. Zic, ți-ți reușește și nu o să mă crede ce înseamnă puterea asta a Domnului. S-a așezat într-un sfert de oră, parcă o curs versul pe foaie. E extraordinar. L-am luat perfect între melodie. Am mă gândeam, zic, băi, să găsesc un studio repijor să-l înregistrez. Așa o vreo domn, am găsit studio repijor, aranjamentul, l-am înregistrat. L-am pus pe un CD, l-am înregistrat pe un CD și într-o bună zi, îl sun pe domnul rector. Da, să-l sun, zic. Îl sun, zic, domn rector, eu vreau mâine dimineață sunt pentru 2 vorbe la mata. La care rector mi-a amintesc acum, zic, domnul Nicolae, nu poți veni la mine mâine, că atât de mult și s-a ocupat, ședință am, adunări, că e o instituție mare. Haideți în alte zi. Dar eu, atunci mi-am dat seama că el, omul glumit și-a uitat. Eu am luat-o în serios că să fac un cântec și... Și atunci mi-am dat seama, zic, băi, zic, nu, domn rector, zic, cumva 2 vorbe, la care el spune, dar nu puteți să spuneți la telefon. Zic, nu, cum să spun, e o treabă foarte serioasă. Adică, eu am văzut că el a uitat, zic, cum? La care el a rămas așa, bine, dar atunci haideți mâine dimineață la 8, dar nu întârziați. Văzut că eu sunt insistent. A doua zi dimineață, la 8 eram la el, am intrat în birou, îmi propune să mă așez, zic, domnul rector, nici să mă așez, nu pot, scot CD-ul, eu am promis un cântic. Nepoței bunieloare. Și l-am adus. Dar el a rămas fără replică. Ei, da. Zic, și ascultați și dacă vă place, mă sunați să-mi spuneți. După aceea m-a sunat și dumnealui, m-a sunat și soția dumnealui, zic, parcă e despre noi cânticul. Adică cânticul exact a fost atât de reușit ca... După o perioadă de timp, nu ne prea am auzit, nu ne-am auzit, mă sună el cam peste vreun an de zile. Domn Nicolae, ce mai faceți? Așa, mă, dintr-o vorbă în alta, v-am sunat că noi avem o mare bucurie. Zic, spuneți, ni s-a născut o nepoțică. Ei, da. Zic, domn, rector, este o frumoasă expresie biblică. O să cere cât se va da, bate cât se va deschide. Iată, în felul ăsta, și cam toate cântecele au o istorioară, dacă să zicem, care nu l-aș lua eu, mă rog, poporul nostru de una a făcut cântece, dar a făcut ceea ce a trăit, ce a avut la suflet. Un cântec nu poate să nască așa pur și simplu. Dacă a fost dedicație pentru bădița, pentru lelița, pentru omul drag, oricum e prin sufletul celor care l-a făcut. Și iată, întotdeauna mi-am amintesc, orice cântec care îl facem cu soția are o istorioară. Ca după aceea, cam peste vreun an de zile, îl sun eu.
Zic, domn rector, și noi avem o mare bucurie și nouă ni s-a născut o nepoțică. Iată momentele astea interesante. De fapt, când am aflat noi că trebuie să ne se nască o nepoțică, mi-am amintesc că soția spune că noi ar trebui să facem o surpriză nororii, să facem o surpriză, fiindcă, mă rog, de la fiici eu am trei, vreau să zic, nepoți, și iată, eram în așteptarea, ca și domn rector, în așteptarea nepoțelilor, și să facem o surpriză, să facem un cânt care se numească Noi avem o noră bună. Și iată, chestia asta am ticluit-o atât de bine. Să ne predonați un pic? Da. Am ticluit-o atât de bine, zic, îl pregătim ca să-l transmitem atunci când vine ea de la maternitate. Fără să-i spunem, fără nimic, așa... În taină. În taină, frumos, fiindcă eram la distanță, dar vorbeam, ca așa cum toată lumea vorbea. Uh-huh. Și iată, am așteptat când a venit de la maternitate, zic, ia arătați, înțelegi, odorașul ăsta, mult așteptat. Și iată, atunci, zic, și noi avem și noi o surpriză pentru nora noastră. Și iată, atunci am trimis cântecul să-l ascult. Iată, atunci am văzut lacrimi de bucurie. Vă dați seama, că nu știu dacă s-a mai întâmplat în istorie sau prea multe, când un socru să facă o dedicație pentru noră. Fiindcă noi ne amintim, eu mai fac câte o glumă, de fapt, la unele spectacole care le avem împreună cu soția. Noi facem spectacole în doia cu poezie, uh-huh. Eu cu cântec, să zicem, unde suntem invitați. Suntem invitați mai mult pe la sanatoriile noastre care le avem la Hărjau, ca la Struguraș și în celelalte. Și mi-am amintesc că uneori mai fac o glumă. Unde s-a mai văzut, înțelegi, cu 102 de ani în urmă, înțelegi, o soacră să spună că noi avem o noră bună. Foarte des mai ascult la radio. Eu vă rog, pentru onora noastră, o dedicație, vă rog foarte mult, noi avem o noră bună. Și atunci zic, băi, câtă plăcere. Iată, atunci am văzut lacrimi de bucurie de la nora noastră când am făcut acest cântec. Pe final la de foiecică, emisiune... La lună, noi avem o noră bună, dar e cu minte și frumoasă, gospodină mare-n casă, că așa-i scumpa noastră noră, ca o fiică, da și soră, ca o floare din cunună, soție și mamă bună.